urmat caravana de Crăciun organizată de Biserica Bună Vestire din Chișinău și bisericile plantate de această, Biserica în Bardar, Strășeni și Lăpușna. Caravana a culminat duminică cu un program la Biserica Bună Vestire din Chișinău. În jur de 300 de copii au participat la program, au primit darul și au învățat alături de părinții lor despre darul lui Dumnezeu pentru omenire, Domnul Iisus Hristos. Pentru copilași. De Crăciun sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. De mici copiii trebuie să cunoască aceste adevăruri și să bucure de această sărbătoare. Tinerii mișcării de tineret Generația Curată au pregătit o scenetă să arate esența sărbătorii Crăciunului. Vasile Filat, pastorul Bisericii Buna Vestire, a îndemnat copiii și maturii să-L primească în inimă pe Hristos, să nu-L respingă și să nu sărbătorească fără Hristos în inimă. Dumnezeu ne iubește foarte mult pe noi. Dumnezeu ne-a creat și El vrea să aibă pace cu noi. De aceea L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lume și Domnul Iisus a venit, s-a întrupat acolo în Ieslea din Betleem. Apoi Domnul Iisus Hristos a trăit 33 de ani pe acest pământ și la toți oamenii le-a spus despre Dumnezeu și le-a spus cum este calea ca să ajungă până acolo. Și calea este prin credință în El. Să creadă în Domnul Iisus Hristos, să urmezi învățătura Lui și atunci se vor întoarce înapoi să aibă pace cu Dumnezeu și vor moșteni împărăția Lui Dumnezeu. Special pentru acest an, copiii au primit în dar câte un manual de studiu biblic inductiv și maturii au primit daruri. Lor le-a fost oferit manualul Cum să-ți zidești o familie trainică pe care îl vor studia la Biserica Bună Vestire, în strada Ciocârliei 2/8, începând cu joia viitoare săptămânal de la 18 fix. Echipa MCTV a asigurat transmisiune live, întreg serviciul divin poate fi urmărit pe canalul de YouTube Moldova Creștină TV. Pozele de la eveniment pot fi găsite pe pagina de Facebook Biserica Buna Vestire Chișinău.